Sâmbătă a fost o zi de sărbătoare la Ramira Baia Mare. Agentul economic a renunțat pentru câteva ore la regulile stricte privind accesul în interiorul societății și și-a deschis larg porțile publicului pentru a arăta ce înseamnă cu adevărat o fabrică performantă. Pentru angajații fabricii a fost un bun moment să-și invite rudele să viziteze halele de producție modernizate și retehnologizate în ultimii ani și totodată un bun prilej pentru copii să vadă unde lucrează părinții lor. Este singura întreprindere care nu a rămas în forma inițială, ca și construcții, s-a modernizat. A fost teribil de greu, fiindcă noi inițial am preluat fabrica în 2000. Eram faliment, după care am investit, am făcut proiecte europene, s-au finalizat 3 proiecte europene în această curte de 12 milioane de euro cu fonduri europene. Acum 3 ani de zile a fost preluată de o firmă din Cehia, firma Krupinska. Face parte dintr-un grup acum care are 800 de angajați și este cel mai mare producător de linii pentru industria de automobile. Ramira are ca domeniu de activitate producerea liniilor pentru asamblarea automobilelor și este considerată una dintre cele mai competitive din țară. Conducerea acesteia și-a propus ca în perioada următoare să aducă fabrica la un nivel energetic eficient și să finalizeze clădirile aflate în șantier. Alături de conducerea societății, partenerii și angajații firmei au fost prezenți și reprezentanții administrației locale, precum și cadre didactice de la Centrul Universitar Nord, cu care agentul economic colaborează de ani de zile. A fost pentru al doilea an în care s-a organizat Ziua Porților Deschise și a avut un real succes.